Bun găsit, dragi telespectatori, bine v-am regăsit aici la Ferestre către Suflet, o emisiune, așa cum ne place nouă să spunem, de suflet și pentru suflet, realizată pentru noastră de TLM, în colaborare cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei. 27 martie, o dată importantă în istoria României, în istoria țării, așa cum ne place nouă să spunem, a țării reîntregite. De aceea ne propunem astăzi să deschidem o fereastră către istorie, o fereastră către frații noștri de dincolo de Prut și pentru aceasta l-am invitat astăzi în studio pe părintele Neculai Dorneanu, inspector eparhial la Mitropolie în cadrul sectorului de misiune, nu? Al Arhiepiscopiei Iașilor. Doamne ajută, părinte, bine ați venit la noi în emisiune. Mulțumim pentru invitație și vă felicităm pentru ideea de a face data de 27 martie o dată care să fie mai aproape acum prin această emisiune. Mai avem până atunci, dar ea devine mai aproape și va deveni cu atât mai aproape cât toți românii își vor aminti că atunci Basarabia s-a unit cu regatul României. Da, vă mulțumim frumos pentru aprecieri. Ce înseamnă această zi, 27 martie, în istoria noastră? Nu știu, ce înseamnă în istorie și ce mai înseamnă ea astăzi? Să începem cu ce înseamnă în istorie. În istorie înseamnă începutul României Mari. Fără 27 martie 1918, România, nu știu dacă ar fi fost mare, ar fi fost. Nu știm în ce termeni, dar fără 27 martie sigur n-am putea discuta acum despre România Mare. Toată lumea își aduce aminte de 1 decembrie. A fost o încununare oarecum anului 1918. Dar de fapt startul, binecuvântarea, să zicem, sau curajul l-au dat românii basarabeni, moldovenii dintre Prut și Nistru, care au înțeles că România Mare este de fapt România. Noi acum, în 27 martie, ca să trecem în prezent, ne aducem aminte că România Mare trebuie construită, dacă nu din punct de vedere politic, cel puțin din punct de vedere al conștiinței și al iubirii față de neam. Granițele, vedem că există această disponibilitate ca să fie depășite. Uniunea Europeană, de pildă, este o imagine de succes în care granițele existente nu mai reprezintă bariere. Însă dacă nu ai conștiință de neam, dacă nu ai conștiința propriei valori și dragostea față de cei care sunt de aceeași limbă și de aceeași sânge cu tine, prea puțin mai contează dacă există sau nu există bariera unei treceri de frontieră. De aceea 27 martie poate să reprezinte pentru noi, dincolo de un eveniment istoric întâmplat în 1918, un start pentru ca românii, indiferent unde se află, să-și celebreze unitatea de credință, de limbă și de conștiință românească. Spuneți de această conștiință românească, conștiință de neam. Cum hrănim această conștiință? Cum o întreținem? Desigur,
cel mai bine ar fi să o gândim pe două paliere. Pentru că sunt preot, primul palier, am să spun că este cel al credinței ortodoxe, care ne unește în mod majoritar pe toți românii. De ce credința ortodoxă? Pentru că, privind în istorie, retrospectiv, vedem că aceasta, biserica ortodoxă, credința ortodoxă a fost constantă a poporului român, fără a aduce vreun prejudiciu cuiva, dar constatăm că încă din privind ruinile basilicilor din Dobrogea, privind rămășițele, ceea ce s-a putut păstra în Transilvania și ajungând până în prezent, continuitatea credinței noastre este cea răsăriteană a creștinismului ortodox. Și de aceea primul pas ar fi acesta, să fim conștienți de valoarea noastră ca popor ortodox. Al doilea lucru foarte important este să înțelegem că limba noastră, spre deosebire de alte spații din Europa, ne demonstrează că suntem de același neam. Așa cum spuneam și în alte situații, și nu-mi place să mă repet, dar de această dată îmi face plăcere. Nu există limbă moldovenească, nu există limbă muntenească, ardelenească, nici bănățeană, nici maramureșeană, există limba română. Chiar dacă este vorbită în diferite zone, chiar dacă este vorbită în diferite ținuturi sau chiar în alte țări. De aceea, conștiința credinței ortodoxe și realitatea limbii comune a limbii române reprezintă pentru noi temelie pentru a privi în viitor cu încredere dacă suntem înțelepți. Ați vorbit despre cele două paliere, credința și limba. Cine are această responsabilitate de a transmite conștiința de neam mai departe pe cele două paliere exprimate de dumneavoastră? Biserica nu face o misiune partinică. Mântuitorul Hristos s-a adresat întregii lumi cu gândul și cu voința de a o aduna în limbajul iubirii. Creștinismul are această limbă a dragostei, care depășește fiecare, pe fiecare dintre vorbitori, pentru că se vorbește cu inima. Mântuitorul Hristos așadar ne învață să ne iubim exact cum suntem, frați ai aceluiași părinte, fii ai aceluiași părinte, adică frați. Biserica trebuie însă să cultive această stare de dragoste și de aceea primul mesaj pe care îl transmite este că noi iubim orice altă limbă de pe acest pământ atâta timp cât grăiește în Hristos. Și respectăm orice altă limbă dacă nu grăiește în Hristos, dar o invităm să-L iubească pe Hristos folosindu-ne de limba noastră creștină. Cât despre starea națională, desigur, biserica în istorie a vădit că a luptat pentru ca națiunea română să aibă identitate. Să nu uităm că suntem printre primele biserici ortodoxe în care s-a slujit în limba poporului. Și încă acest lucru nu știm dacă îl apreciem la adevărata valoare chiar și astăzi. Sfântul ierarh Dosoftei a fost cel din tâi ierarh care a dat binecuvântare ca să fie tipărită Sfânta și Dumnezeiască Liturghie în limba poporului. Dar, alături de biserică, partea seculară are și ea, ca să spunem, partea politică, are și ea datoria de a face din cetățenii pe care îi are în grijă iubitori de patrie. Noi nu putem să cerem cetățenilor români să iubească România dacă nu învățăm de ce trebuie să o iubească.
Trebuie să o iubească pentru că aici s-au făcut fărâme oasele strămoșilor noștri care au luptat. Au luptat să nu fim cuceriți nici de din partea estică, nici din partea vestică, nici din partea sudică, nici din partea nordică. Și nu vreau să intru în polemici, dar am fost atacați de peste tot. Strămoșii aceștia stau și plâng atunci când văd români care au atitudini antiromânești. O atitudine antiromânească este și aceea ca atunci când pleci din țară să-ți fie rușine să spui că ești român. Apoi, sângele lor vărsat, inclusiv cel din 1918, 17, 16, nu s-a vărsat pentru ca noi să o ducem bine, ci s-a vărsat pentru ca noi să fim o Românie adevărată. De aceea, consider că primul lucru pe care ar putea să-l facă puterea seculară, statul, ar fi să învețe pe români să-și iubească țara în mod explicit. Să le explice de ce trebuie să ținem la țara noastră. Că nu este un dat faptul că suntem aici, ci este un drept. Că strămoșii noștri au luptat pentru ca să fim aici și că noi n-am fost deportați de undeva în aceste ținuturi frumoase. Dacă fiecare tânăr, fiecare adult și chiar fiecare bătrân va primi în mod cumpătat informații și chiar lecții în ghilimele despre istoria și jertfa neamului nostru din trecut, va înțelege că trebuie, este obligat să iubească această țară dacă vrea să locuiască în ea. Ce anume alterează astăzi conștiința aceasta de neam? Lipsa de dragoste. Nu ne iubim unii pe alții. Prea mult se vorbește despre ardeleni, moldoveni, bănățeni, munteni, în contextul în care toți suntem români. Prea mult se vorbește despre calitatea economică a unei regiuni față de alta. Prea mult se vorbește despre dezvoltare sau subdezvoltare. Cred că aceste lucruri se vor rezolva de la sine. Noi trebuie să vorbim despre noi ca persoane, nu despre noi ca regiuni. Trebuie să vorbim despre noi ca vorbitori ai aceleiași limbi, nu despre persoane care trăiesc în diferite orașe și au diferite salarii. Dacă acest lucru nu va fi înțeles, există tendința ca între locuitorii acestei țări care vorbesc aceeași limbă, nu dialecte ca în alte părți ale lumii, deși sunt locuitori în aceeași țară, între locuitorii acestei țări să se creeze falii care produc până la urmă rupturi de conștiință. Eram curios în discursul acesta public, cum ne referim noi la frații noștri în fond, că ei sunt frații dincolo de Prut, da. Îi spunem basarabeni, moldoveni. Basarabia, Republica Moldova, moldoveni. Da. Uitați, un exemplu de a vă răspunde este acela de a nu trece ușor peste evenimente. Acesta, 27 martie, este un eveniment major. Și pentru că am vorbit la început despre el, vreau să vă spun că la inițiativa Părintelui Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, sâmbătă 27 martie, la mormântul lui Ioan Niculescu, președintele Sfatului Țării, pentru cei care nu știu, am să fac o din 1918, un personaj cheie, dar ca să termin ideea, va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiască Liturghie la biserica din parohia Bârnova, ctitorită de familia sa, și acolo va fi apoi, după Sfânta Liturghie, un moment duhovnicesc de pomenire a celor adormiți în frunte cu el, a tuturor celor care au votat unirea Basarabiei cu România, și tinerii, câteva grupuri de tineri vor interpreta câteva cântece patriotice în formatul acesta, cu distanțare, cum sunt condițiile. Însă, ce este foarte important? Ieșenii, moldovenii de peste Prut, românii de peste Prut, românii de dincoace de Prut, moldovenii din dincoace de Prut, să știe că la Bârnova se află mormântul președintului Sfatului Țării, al lui Ion Inculeț, om
cu... Născut în Chișinău. Născut în, lângă Chișinău, lângă la Răzeni. Chișinău, da, și iată... Și a dormit în Domnul la București în 1940, dar care a influențat, zicem noi, prin atitudinea sa politică, prin energia sa și mai ales prin... prin calitatea sa diplomatică a influențat în mod pozitiv sfatul țării pentru ca în proporție majoritară acesta să voteze unirea Basarabiei cu România și este de știut, este bine de știut pentru că noi cunoaștem foarte puțin despre istoria Moldovei dintre Prut și Nistru. Foarte puțin, inclusiv din perioada în care turcii au făcut acolo raia, inclusiv din perioada în care Imperiul Țarist a preluat această bucată de pământ românesc și a trecut-o ca o gubernie în componența sa. Este bine să cercetăm mai mult despre Basarabia, să înțelegem mentalitatea, suferința oamenilor de acolo și să știți că ei pe 24 ianuarie 1918, în mod simbolic, dar nu cred că chiar foarte simbolic, au votat prima dată ca Basarabia să fie independentă față de Imperiul Țarist sau ce a mai rămas din el atunci. Așadar, 27 martie are o semnificație, dar să știm și este bine dacă s-ar putea face și mai mult cunoscut că 24 ianuarie nu reprezintă doar 1859, ci reprezintă și 1918, Basarabia independentă, prima cale pentru a ajunge. Iată un aspect, da, despre care prea puțin se vorbește sau chiar deloc. Da, pentru că noi vedem în trecut numai momentele pe care ni le pun alții în vedere. Dar interesul nostru este de acela de a fi oameni compleți. Nu toți stăm și citim pentru că nu avem timp. Nu toți citim aceleași lecturi, dar cred că oamenii noștri care fac manualele ar putea să introducă un curs special pentru Basarabia la facultățile de istorie, cel puțin, astfel încât profesorii de istorie să aibă cunoștințele necesare ca la rândul lor elevilor în câteva ore, dar temenii făcute, să prezinte de la Nistru până la Tisa, să zicem la fel, deci în cuprinsul întregii țări, o istorie valabilă, corectă și actuală a ținutului dintre Prut și Nistru. Pentru că Republica Moldova de astăzi reprezintă pentru noi, românii, un spațiu pe care noi îl iubim. Nu dorim să spunem decât atât, îl iubim. Dar dacă nu-l cunoști, n-ai cum să-l iubești. Foarte frumos v-am auzit vorbind despre Basarabia ca despre o petală dintr-o floare așa mai frumoasă, completă, care ar fi România întregită. Spuneți-ne câteva cuvinte despre monumentul ridicat în cinstea lui Ioan Inculeț, Ioan Constantin. Propriu-zis este Ioan Constantin Inculeț a trecut la Domnul în noiembrie, 18 noiembrie 1940 la București cu inima înfrântă și frântă pentru că, știți, Basarabia pentru care el a luptat atât să fie parte din trupul României, atunci a fost sfârșiată da, prin înțelegerile cunoscute dintre ruși și nemți. Însă familia sa, soția sa, având moșie aici în Bârnova, a ales ca să construiască o biserică. Biserica este și astăzi și merită văzută, are un stil muntenesc, este interesantă. Și acolo a fost îngropat și el și soția sa, Ruxandra Cantacuzino. De aceea credem că auspiciile sub care se vor desfășura evenimentele din 27 martie la Bârnova, numite 27 martie pelerinaj la mormântul lui Inculeț, se reprezintă sugestiv ceea ce ar trebui să se întâmple. Nu spunem ca oamenii să vină, este un pelerinaj în sensul patriotic, nu în sensul duhovnicesc, dar rămâne ideea de a trece pe acolo și de a pune o floare, de a cinsti acest om de stat, om politic și patriot român,
Băsărăbean, moldovean, român, cum vrea fiecare să-l numească, dar mai presus de toate, un om care a dat valoare unei conștiințe, aceea că suntem una. Vorbim, putem încadra discuția noastră și în contextul acesta al anului omagial, anului comemorativ al celor trecuți la Domnul, valoarea patrimonială a monumentelor. Ce ar însemna un astfel de monument pentru conștiința de neam, pentru credința până la urma urmei a oamenilor? Ca președinte al Sfatului Țării, Inculeț a reprezentat și reprezintă pe toți cei care au luptat pentru unirea Basarabiei cu România, pe toți cei care s-au jertfit pentru ca românismul sau mai curând conștiința de neam să fie prezentă și în timpul Imperiului Țarist și în timpul Uniunii Sovietice și în timpul prezent în spațiul între Prus și Nistru. De aceea a veni la mormântul lui Inculeț înseamnă a aduce un omagiu tuturor celor care au luptat pentru România una, întregit. Nu spun numai pentru Basarabia. Da. Ce evenimente pregătiți, știu, în colaborarea aceasta pe care o aveți cu Basarabia? Și mă refer aici chiar la același pupitru. Au fost două doamne invitate anul trecut, îmi aduc aminte, o elevă, Anastasia Nafikov, cred că o chema, da? O salut pe această ocazie, sigur ne urmărește din Basarabia. Era o elevă premiantă, olimpică, la limba și literatura română, ea fiind nativă de limbă rusă și avea pasiunea aceasta și dragostea aceasta de țară, era însoțită de doamna profesoară care a pregătit-o și de doamna Dorina Ciornei. Deci știu că există o astfel de colaborare între Mitropolia Moldovei și cei de dincolo de Prut. Povestiți-ne mai mult despre... Avem o colaborare constantă, constructivă și, zic eu, dinamică cu Mitropolia Basarabiei, care are trei eparhii. Prima, Arhiepiscopia Chișinăului, păstorită de Părintele Mitropolit Petru al Basarabiei, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiului. Apoi, Eparhia de Bălți, păstorită de Părintele Antonie, Episcop de Bălți, și Eparhia Basarabiei de Sud, păstorită de Părintele Veniamin, Episcop Basarabiei de Sud, împreună însumează aproape undeva până în 200 de parohii, dar cu preoți foarte buni, cu preoți care luptă pentru ca să promoveze nu atât conștiința de neam, cât valoarea neamului nostru. Pentru că cine nu are conștiință de neam, oricât ai dori să o promovezi, nu ai cum să o faci. Dar când e vorba de valoare, orice om, dacă are cumpăna conștiinței corecte, își dă seama dacă este ceva valoros sau nu este valoros. Ei acolo construiesc biserici, construiesc conștiințe, predau în școli preoții aceștia, pe cât le este cu putință, pentru că nu întotdeauna vremurile le-au fost așa pe măsură, au fost mai curând potrivnice. Să reținem că Mitropolia Basarabia a fost reînființată, reactivată în cadrul Patriarhiei Române în anul 1992 și abia peste 10 ani a fost recunoscută de statul moldovean. Nu vrem să spunem sau nu înțelegem de ce nu ne privește, dar desigur faptul că preoții împreună cu ierarhii de acolo, în frunte cu Părintele Mitropolit Petru Păduraru, au luptat cu dârzenie și luptă, arată că românii de acolo, moldovenii de acolo, respectă rânduiala istoriei. Pentru că Moldova din totdeauna a fost una și păstorirea și a plaiurilor din estul Moldovei s-a făcut fie de la Iași, fie de la, mai târziu, de la Huș, după eparhii, sau când înainte a fost vreme de la Suceava. Aceasta este realitatea istorică, realitate pe care a îmbogățit-o istoria, desigur, cu Mitropolia Basarabiei, cu Episcopia de Hotin, cu Episcopia de Cetatea Albă, dar Episcopia de Hotin este acum
cea care este reprezentată de Episcopia de Bălți, cea a Cetății Albe, de Episcopia Basarabiei de Sud. Cred că sunt foarte multe lucruri de spus. Da, deci se fac niște pași în sensul acesta. Pașii mai... sunt făcuți, dar considerăm că este foarte important ca românii din întregul cuprins al spațiului românesc să viziteze Basarabia, Republica Moldova, să meargă să cunoască oamenii de acolo, să se bucure de ospitalitatea lor, să vadă cum, totuși, în ciuda persecuțiilor care au fost, găsesc biserici din vremea lui Alexandru cel Bun. Și se pot identifica, da. Se pot identifica. Părinte, colegii mă anunță că timpul a expirat, dar eu îndrăznesc o întrebare, așa, oricum nu ne urmărește nimeni și nu ne aude nimeni. Mai putem vorbi de o unire cu Basarabia sau cumva, într-un fel, aceasta există la modul spiritual? În 1917, da. În 1916, era ideea de unire a Basarabiei cu România, era. Și ea totuși s-a înfăptuit. În 1918, pe 27 martie, s-a înfăptuit. Lăsăm deci, Dumnezeu să lucreze. Dumnezeu. Exact. De, da. Noi, eu cred că înainte de a vorbi despre mutarea frontierilor, trebuie să vorbim despre mutarea despre conștiinței. Suflete, da. Și dacă noi suntem una în limbă, în credință și în conștiință cu frații noștri de peste Prut, atunci deja lucrurile sunt Doamne ajută. Unite. Mulțumim, părinte, mulțumim. Doamne ajută. Dragi telespectatori, aceasta a fost fereastra pe care noi am vrut să o deschidem în istorie. Mi-aduc aminte de ce spunea marele Nicolae Iorga, că este important să ne cunoaștem istoria. Dacă nu o facem, suntem ca niște copii care nu ne cunoaștem părinții. Să fim copii, să rămânem copii, dar să ne cunoaștem părinții, să ne cunoaștem străbunii. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Doamne ajută!